Atmosferă parcă de vacanță pe stadionul Astra din Ploiești, unde din nou exilat Rapidul din Giulești întâlnește Rapidul din Suceava. În meciul din Bucovina a fost un adevărat război fratricid încheiat nedecis 2-2. Acum datele problemei sunt cu totul și cu totul altele. Rapid se pregătește de play-off în timp ce Rapid București se pregătește de play-off, în timp ce Rapid CFR Suceava la fel o face, dar pentru play-out. Suceava este pe poziția a 10-a cu 19 puncte la 5 puncte de, la 7 puncte de ocupanta locului 6, ultimul care dă dreptul la play-off, Sport Club Bacău, care are 26 de puncte. De partea cealaltă, Rapid, locul al doilea în clasament, 38 de puncte la 5 puncte de liderul CS. Aceste puncte obținute în campionatul regulat, multe dintre ele se vor șterge pentru că se vor lua în considerare rezultatele echipelor care participă la play-off sau play-out. Reușit se dică pentru moment să recupereze balonul, însă revin sucevenii care din nou greșesc și o bună șansă pentru Rapid, Daniel Niculae și lovitură de la 11 metri. Este minutul 3, a fost o greșeală a defensivei sucevene, un balon care a ajuns la Daniel Niculae. Acesta a fost, să spunem, agățat. Destul de ușor a căzut Daniel Niculae și lovitură de la 11 metri pentru Rapid în minutul 3. Să nu uităm, în ultimul meci pe care l-a jucat Rapidul în derbiul cu Slobozia, Daniel Niculae a arătat un penalti, acum trage Pancu, perfect, 1-0. Rapid București, Rapid CFR Suceava, în minutul 4, deschide formația care este trecută în postură de gazdă, cea antrenată de Viorel Moldovan. Au mai jucat în exil aici la Ploiești, pe stadionul Astra, bucureștenii, însă atunci nu le-a fost de bun augur, au fost învinși. A fost una din marile surprizele campionatului de Unirea Târlungeni cu 1-0. Lansare în adâncime la Daniel Niculae. Daniel Niculae este singur, bară! Ce ocazie! Ratează giuleștenii, mi s-a părut. Superbă execuția lui Daniel Niculae. A fost o minge acum mai devreme care îl căuta pe unul dintre golgheterii celor de la Suceava, Iulian Ionesi. Revenind, mare ocazie pentru Rapid, Daniel Niculae a găsit superb, a scăpat singur, a lobat peste Pascal, însă mingea s-a dus în transversală, offside acum. Sunt numai puțin de 6 jucători ai lui Mihai Guriță, în careul de 16 metri al giuleștenilor, un balon care se duce spre vinclu, însă intervenție foarte bună a lui Drăghia. Tocmai spuneam că am șomat, iată-l pus acum la o grea încercare. Atac sucevean pe partea dreaptă și șansă mare de gol pe care o are Ionuț Plămadă. Ar fi fost primul gol pentru Plămadă într-o echipă în care golgheterul este Iulian Ionesi, cu 6 reușite. A doua ocazie importantă pentru CFR Suceava, ripostă a giuleștenilor. Daniel Pancu pătrunde, este întâmpinat de Sumănariu, trimite pe partea stângă, acțiune periculoasă pentru giuleșteni și o intervenție formidabilă pe care o are portarul Pascal la șutul lui Tibi Bălan,
au reacționat imediat jucătorii lui Viorel Moldovan, care este extrem de nervos și a ieșit în zona unde se pot manifesta antrenorii, muștruluindu-i pe fotbaliștii din defensiva Rapidului din București pentru faza de mai devreme, când plămada a fost foarte aproape să egaleze. Corner! Daniel Niculae! Ce ocazie! Singurel la 6 metri, indiscutabil. Nu este, cel puțin în ziua sa norocoasă, cel puțin până acum, Daniel Niculae a avut o bară la acea pătrundere superbă, încheiată cu un lob. Daniel Niculae reușise pentru moment să ia fața lui... Atac al Sucevei și balonul trece printre picioarele lui Iacob, îl maschează pe Drăghia și egalează Rapid CFR Suceava prin arul tăriței. Al doilea gol marcat de decarul CFR-ului din Suceava, un gol venit oarecum pe neașteptate. Adevărul că rapidiștii din București și-au diminuat teribil concentrarea în ultimele minute. Bucuria lui Arotăriței, echipa sa egalează la Ploiești pe stadionul Astra, Rapidul din Giulești. 1-1 așadar, Rapid București, Rapid CFR Suceava. Încearcă să dea o ripostă imediat echipa lui Viorel Moldovan și încă o dată ratează Daniel Niculae. Cred că este și lipsă de concentrare. De acolo este aproape imposibil pentru un jucător cu experiența lui Daniel Niculae să nu reușească să marcheze. Intervenție excelentă a lui Pascal. În fața porții, din nou un balon care este respins însă de suceveni. Daniel Niculae, Martin. Viteză bună a lui Martin, care trece de adversarul direct, centrează în fața porții și gol! A reușit din a patra încercare Daniel Niculae, pătrunderea lui Martin, centrare la 10-11 metri și Daniel Niculae îi readuce pe giuleșteni în avantaj. Spuneam, în prima parte a jocului a fost frate vitreg pentru Daniel Niculae, omul revenit în această primăvară, după numai puțin de 8 ani în Giulești, reușește de data aceasta, după ce bara, Pascal sau execuția nereușită au făcut să nu se atingă de gol. Așadar, 2-1, Rapid București, Rapid CFR Craiova. Suceava, îmi cer scuze. Mă rog, minge ajunge din nou la Daniel Niculae, contraatac 3 contra 3 ai bucureștenilor. Dică, trage, respinge formidabil Pascal. A tras ca din tunemil Dică, însă balonul a fost prea mult pe direcția portarului Pascal, șut destul de puternic, Băgu în blocaj, balon trimis de Ferrari în spate la portarul Pascal. Ce greșeală a lui Pascal! Daniel Niculae, gol! Daniel este consternat, Daniel Bălan, aici pe banda dreaptă, pentru greșeala colegului său. Și să fim serioși, Pascal avusese câteva intervenții bune. Revedem golul lui Daniel Niculae. Ce-o fi fost în capul lui Pascal, dar am observat cel puțin în această serie, am observat destul de multe astfel de gafe ale portarilor sau ale fundașilor. Ceva interesant.
Pancu. Dică Pancu, pătrunderea lui Pancu și iese de data aceasta. Pascal scoate, excelent, a fost însă superbă combinația între doi dintre veteranii Rapidului, Pancu și Emil Dică. Atunci când stopa este de calitate, se vede și la vârste mai înaintate. Vițu. În ultima vreme Nicolae Vasile, Ciolacu, Ciolacu întoarce Nicolae Vasile undeva la 11 metri, Pancu pe lângă poartă, încă o situație mare de gol pe care o ratează giuleștenii tot prin Daniel Pancu, omul care a deschis scorul în această partidă în minutul 3 din lovitura de la 11 metri scoasă de Daniel Nicolae. 3 goluri are Daniel Nicolae până în acest moment la Rapide când s-a întors în Giulești. Bucureștenii mai au o singură partidă de jucat și din deplasare cu ultima clasată Dunărea Galați, în timp ce Rapid CFR Suceava a încheiat meciurile din campionatul regulat în fața bărții. Centrare, gol! Gol Daniel Pancu, a șasea reușită pentru capitanul Rapidului, răsat singur la 6 metri de poartă apărată de Pascal. Și Suceava nu se dezminte în meciurile contra unor candidate la promovare sau la primele locuri. Încasează destul de bine, 5 la Iași, 4 la Berceni, chiar 5 la Bacău. Acum se impun clar, este 4 la 1 și iată-l pe Istrat încercând o ultimă acțiune ofensivă a Rapidului, probabil Ionuț Voicu, gol! Gol Mădălin Martin, dezlănțuire a bucureștenilor pe acest final de meci în care Suceava pur și simplu a căzut. Repet, pare să fie un obicei sau să fie niște probleme pe care le au ceferiștii suceveni, care cedează mai tot timpul în meciurile contra unor adversare valoroase pe final. Victoria cea mai clară a Rapidului după retrogradarea de către TAS în Liga 2-a. Giuleștenii au 41 de puncte în clasamentul sezonului regular, la 2 puncte în spatele Iașului. Suceava rămâne cu 19 puncte, dar poate fi depășită de Farul, care joacă pe teren propriu în fața Dunării Galați. În schimb, la play-off destul de bine stau fotbaliștii lui Guriță. Rapid București ratează încă o mare ocazie, parcă li s-a dat cu spray paralizant. Veniți de la Suceava, tot chinul lor însă se încheie în urmă cu puține secunde. 5 la 1 așadar pentru Rapid București în fața Rapidului CFR Suceava. A deschis scorul Pancu în minutul 3, a egalat Arotăriței în minutul 1 la 1, în minutul 38, 1 la 1 la pauză. În repriza secundă a început festivalul giuleștean, 2 goluri Daniel Nicolae în minutele 51 și 56, unul după o greșeală de râs a portarului Pascal, apoi în ultimele 3 minute în prelungiri practic Pancu și Martin marchează de 2 ori. Rapid își are revedere de la sezonul regulat într-o partidă considerată acasă, chiar dacă s-a disputat la Ploiești. Mai au jucătorii lui Viorel Moldovan să evolueze în fața ultimei clasate Dunărea Galați. Suceava și-a terminat meciurile și așteaptă play-out-ul. Cam atât de la Ploiești, sunt Bogdan Tomulică, la revedere, să auzim de la excepțional.